Bună ziua, domnul Tima! Bună ziua! Am văzut în anunțul de pe internet că ați deschis salon nou de automobile la Elveția așa, da? Da, da, noi chiar mai le-am deschis, mașinile vin de fabrică, deodată vin de fabrică. Sunt nouțe, da? Da, noi nouțele sunt. Noi le fabricăm. Da, se vede că e foarte... Noi le fabricăm, le aducem la salon, le vindem și adică noi vrem că să... Produsul dumneavoastră da, îl vindeți da, tot da, da. Fără intermediari, fără nimic, da? Da, și încercăm adică să... Și în special să aveți vânzări bune, da? Vânzări, pentru că mașinile sunt foarte bune, adică merită de cumpărat. Piesele le facem de calitate înaltă și mașinile sunt foarte bune. Păi evident că sunt mașini germane. Da. Păi, în special am văzut că aveți o reducere foarte mare, comparativ cu Moldova, sunt mult mai ieftine, că chiar ne uităm la această mașină, automobil, Volkswagen Tiguan, 35.900, da? Da, asta e mulți mașină. Puteți să luați și în rate, dacă vă... Poți să achiți și în rate, da? Da, da, că mulți le veți ține, că mulți... Dar în cât timp... Să achete? Ia să achete până la 50 de ani. În 50 de ani poți să achete, da? Da, până la 50 de ani de să achete, da. Adică mulți aici, foarte bine, foarte bine, că chiar mergem acum și facem contract, da? Da, uite, mergem mai departe și o să vedeți ce mașină mai avem. A, mai aveți ceva? Da. Ia îmi propuneți dumneavoastră ceva. Avem și Audi, dacă puteți să vedeți Audi lista, el e la 22.900. Domnul Tima, dar mă interesează în special ceva... Jeep-uri, mașină de teren, ceva mai puternic. Noi avem de tot sortul, adică avem... Puteți să mergi, facem o excursie, avem Amarok, Volkswagen Amarok, și o să vedeți și cum cât el de... Ia uitați și Audi așa, foarte frumos. Se vede că e o fiabilitate foarte înaltă aici. Aha, e că da. Volkswagen Amarok, da. Așa Amarok avem. Ăla e foarte bună mașină, e foarte înaltă. Am să spun că se duc șlavanat cu dânsele, da. Posibil să duc, ele sunt foarte înalte. Cu dânsul și ferătură și încă nu ne nu mai costă așa de scump. E mașină mare, el costă în magazin, nu no, no, costă 35.900 de franci. Da, haideți să facem. În 50 de ani, da? În 50 de ani, da, așteptare. Ha, mă uit că remorca din spate, nu remorca, dar această portbagaj. Portbagaj, da. E decapotabil și... Da, da, el rămâne așa. Da, cu el puteți pleca la vânătoare, văd că mulți clienți după asta mi-au spus că au fost la vânătoare, că ele sunt mașini înalte, mașini bune. Nu. Bine, dar puteți să ne dați ceva posibilitate de a le transporta în Moldova? Da, eu chiar astăzi aș vrea să fac o scumpărare. Noi avem băieții noștri care fac transportarea pe trag spre Moldova. Da. De-am dă și așa achitați și pentru toți. Pe transport, da? Dar nu se indică, nu se achită integral în contract, da? La transport aparte, da? Aparte, da, vă înțelegeți cu băieții. Bine, asta e tot. Pentru toți moldovenii și pentru toți cei care ne privesc, pentru mai multe informații, scrieți sau sunați pe mine, vă sunați și să facem acolo reduceri foarte mari, pentru că într-adevăr se merită. Vindeți la orice oră, da? Numele meu mult contează aici. Ok, vă mulțumim mult.